Dragi prieteni, de câteva zile presa este inundată de această informație. Dacă tastați acum pe Google Victor Socaciu, veți găsi următoarea informație. Victor Socaciu internat în stare gravă, fiind diagnosticat cu COVID. Prin urmare, doamnelor și domnilor, care este starea marelui artist? O putem afla chiar de la un om care este apropiat sufletește, artistic, este unul dintre bunii săi prieteni și care a dat o mână de ajutor. Deci este nu numai un apropiat, ci un om care a dat o mână de ajutor familiei Socaciu chiar în acest moment. Este la rândul său un artist de referință care este alături de noi și care săptămâna viitoare va oferi niște imagini unice și senzaționale. Până atunci însă, până când vorbim despre cele de săptămâna viitoare, să aflăm astăzi informații de ultimă oră ce se întâmplă cu Victor Socaciu. Unul nostru prieten Andrei Păunescu este alături de noi. Bun găsit, Andrei! Bună regăsire! Aceiași oameni buni, chiar dacă se mai schimbă stațiile, nu contează, contează că ne regăsim pentru gânduri bune. Da. Suntem alături de Andrei și o să aflăm exact informații de ultimă oră cu Victor Socaciu. Te rog să-mi spui, dragul meu Andrei, când ai vorbit ultima oră cu el și ce informații avem din ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme. Am și o informație de la unul dintre oamenii care s-a îngrijit și care a comunicat cu el chiar recent, în ultimele 48 de ore. Așa că vreau să te întreb ce noutăți ne poți oferi. Pot să vă spun așa că m-am văzut cu Victor pe 30 martie la Breaza, la Festivalul Om Bun. Sigur, eu am stat câteva minute acolo, el a stat 3 zile și a făcut practic un act eroic la 30 de ani de la inaugurarea acestui festival, că a ținut această ediție. Iată, cu riscul, care nu mai e o glumă și nu mai e o vorbă, este chiar cu prețul vieții, pentru că el a făcut treaba asta, sigur, în deplină securitate, numai că virusul ăsta, câteodată, știi, nu atacă acolo unde sunt toate condițiile să atace. Absolut. Și m-am văzut cu el atunci, Doamne ajută că nu sunt mulți din cei care au fost la Om Bun cu probleme. Am vorbit cu el chiar cu o seară înainte să se interneze, nu era bine, avea o slăbiciune, avea probleme respiratorii și după ce s-a internat nu a mai putut vorbi direct și doar am ținut legătura cu Brândușa, cu soția lui. Important este ce se întâmplă astăzi și astăzi am aflat că starea este absolut stabilă și chiar într-un progres în ultimele zile, dar până nu-l vedem și nu-l auzim direct acasă, nu ne putem bucura de plin. Și eu, și eu cred același lucru, dragul meu Andrei, pentru că chiar vorbeam acum 2 zile cu o altă artistă care este trecută prin aceeași experiență. Era în ziua 8-a, 9-a și era chiar, se începea să aibă senzații cu totul noi și neplăcute. Saturația îi scădea foarte mult. Înțeleg că asta a fost o problemă și pentru Victor Socaciu. A fost și la Victor. El a avut o scădere a concentrației de oxigen. Paradoxal, de fapt paradoxal, nu mai e un paradox, dar în mod atipic, multe teste lui nu i-au ieșit pozitive, deși era aproape evident după internare că e vorba de COVID. Este vaccinat, din câte știu, și uite că niciodată nu poți să ai garanția că ești protejat. Foarte important ceea ce spui, așadar, doamnelor și domnilor, dacă v-ați vaccinat, asta nu înseamnă că ați scăpat. Asta înseamnă că s-ar putea să scăpați mai ușor. În cazul lui Victor Socaciu s-ar putea să treceți prin mari încercări. Ne întoarcem pe o scurtă pauză de publicitate pentru că Andrei mai are câteva informații foarte importante pentru voi despre Victor Socaciu și cum l-a ajutat Andrei cu doctor și cu gândul nostru bun. Și o informație de la doctor. Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu Andrei Păunescu. Ultimele informații despre starea lui Victor Socaciu. E bine să știm când mai mergem la un ceai, așa cum spunea Victor Socaciu. Andrei este alături de noi. Am aflat de la Andrei că a fost o stare foarte derutantă la început, a fost o saturație foarte, foarte scăzută a nivelului de oxigen, lucru despre care se vorbește mereu. Pe de altă parte, avem și vestea că acum este mai bine. Andrei, ești cu noi? Da, sunt cu voi. Asta este important, că lucrurile sunt în progres și că el, deși nu poate vorbi, eu n-am putut vorbi direct cu el, dar zilnic sau de mai multe ori păzeam și în legătura cu soția lui și contează progresul, contează sensul pozitiv.
E adevărat însă, ceea ce știu este că tu ai fost cel, și din acest motiv am îndrăznit să te invit să vorbim, că este cel care ai ajutat-o, și asta e treaba mea, să o spun, nu-i treaba ta, că tu ești un tip modest, că tu ai ajutat-o pe Brândușa, soția lui Victor Socaciu, să vorbească cu mari doctori din România. Nu, eu în momentul în care am auzit că Victor este într-o stare din asta, am știut că și eu, la rândul meu, când am fost în familie, în situații dramatice sau tragice, este important ca prietenii să fie acolo. Deci eu n-am făcut nimic decât am dat semnalul multor oameni din presă sau din lumea medicală că un mare artist s-ar putea să aibă nevoie. Din fericire, nu a fost nevoie decât ca el să rămână în spital și să fie tratat. Deci nu am făcut nimic decât am anunțat niște oameni, vedeți, s-ar putea la un moment dat, dacă e criză, să fie nevoie de... Să nu fie o știre nouă. Atât, nimic mai mult. Da. Prin urmare, în încheiere, în ultimul minut, trebuie să spun că am vorbit și cu unul dintre doctorii despre care spui și care a spus, mi-a confirmat, ceea ce știi, cu siguranță știi și tu din familie, că a fost o situație delicată. Înțeleg că domnul Socaciu a avut și are niște boli vechi sau niște situații care au agravat, adică au accentuat starea lui, un diabet, dacă nu mă înșel, și alte probleme. Acum însă situația este mai bună. Chiar în anumite situații doctorii n-au mai avut atât de mult de să se bată în ultimele zile, pentru că lucrurile par a fi echilibrate. Și cum spunea cândva în ultimul interviu al său tatăl tău, Adrian Păunescu, care spunea că îi plăcea să joace un șah cu Victor Socaciu, iar domnul Păunescu juca întotdeauna cu albele. Partida de șah dintre Adrian Păunescu și Victor Socaciu se amână pentru o dată nedeterminată. Da, mă cuprind fiorii când spui asta. Sigur că e bine ce spui, dar și artiștii sunt nemuritori. Și să știi că tata a jucat și cu negrele și cu albele, nu schimba regula. Ei jucau atât de multe partide încât... rotirea la piesele albe se făcea în mod regulamentar. Așa este. Știu că foarte bun fotbalist, foarte bun șahist, Victor Socaciu, nu mai vorbesc de compozitor și absolut. Iată și organizator. Și spun încă o dată, dragi prieteni care ne ascultați, faptul că Victor Socaciu, deși și-a luat toate măsurile de precauție, a făcut acest festival la 30 de ani de la înființarea brandului Festivalul Om Bun, arată că unori artiștii arată în realitate că își pot da viața pentru un ideal. Așa este. Mulțumesc foarte mult, Andrei!